Rotary Club Lugoj va avea din vara acestui an un nou președinte. De la 1 iulie 2018, Dan Clicovan, medicul primar ATI din cadrul Spitalului Municipal Dr. Teodor Andrei, va prelua această funcție, ocupată în prezent de Mariana Agache. Fiecare mandat de președinte al clubului Rotary durează un singur an, după care alt membru va ocupa această funcție. Este în primul rând o onoare, este o cinste, dar reprezintă și o mare responsabilitate, fiindcă întotdeauna clubul Rotary este prezent în viața comunității noastre și în special în viața comunității noastre lugojene, dar nu numai, fiindcă de multe ori clubul Rotary Lugoj a colaborat și cu alte cluburi din țară și am avut proiecte comune și implicările clubului Rotary au fost și în alte orașe decât Lugojul. Ce trebuie să facă cineva pentru a deveni membru Rotary, dacă își dorește acest lucru? Sunt anumite condiții pe care trebuie să ne deplinească? Ca să spunem, Rotary Club, în general, Rotary Club reprezintă un club al oamenilor de afaceri, dar și a înalților profesioniști. Deci, în primul rând, trebuie să îndeplinească aceste condiții și apoi, bineînțeles, să fie implicat în viața comunității, să îi placă acest lucru, să se implice, dacă e nevoie, în acțiunile clubului pentru viitor. Printre obiectivele președintelui Dan Clicovan se află în primul rând continuarea proiectelor derulate de rotarienii lugojeni, prin care s-a realizat sprijinirea Spitalului Municipal a copiilor cu nevoi speciale și a elevilor cu rezultate deosebite la învățătură și cu aptitudini artistice deosebite, precum și a persoanelor în vârstă. Clubul Rotary Lugoj a fost înființat în anul 2000 la inițiativa lui Ivan Bloch, primul președinte al clubului lugojan, dar și guvernator al districtului 2241 România Republica Moldova, în anul rotarian 2005-2006. În momentul de față, Rotary Lugoj are în jur de 20 de membri.